Avertizare de ninsoare și vânt în zona de munte, ce va sufla în rafale de peste 70-80 de km pe oră. Vizate sunt 10 județe, printre care și Gorjul. Atenționarea meteorologică intră în vigoare în noaptea de miercuri spre joi de la ora 2 și este valabilă până sâmbătă la ora 10. Pentru zona joasă, meteorologii anunță ploi și polei. Temperaturile nu vor depăși 12 grade, iar la munte vântul va sufla cu putere. Vremea va fi predominant închisă și temporar va ploua slab în sud-vest și sud, local în est și izolat în rest. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile. Izolat se va depune polei. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice, în Banat și la munte. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar minimele între minus 2 și 6 grade. Joi vremea se va menține în general închisă. Temporar va ploua în regiunile sudice și local în rest. Vor fi precipitații mixte și condiții de polei la munte. Spre sfârșitul săptămânii, precipitațiile vor fi mixte și apare ceața, spun reprezentanții ANM. Vineri vor fi înorări temporare și precipitații îndeosebi în jumătatea de vest a țării. La munte acestea vor fi mixte, iar vântul va avea intensificări. Maximele se vor încadra între 4 și 14 grade, iar minimele între minus 1 și 9 grade. Izolat va fi ceață. În județul Gorj a nins, însă doar în zona de munte, unde stratul de zăpadă este de câțiva centimetri.